Filmul este o totală convenție. În realitate, când privești un film, se întâmplă numai una. 400 de oameni șed pe scaune și privesc la o pânză albă. Asta e realitatea. Toți au spus, asta e despre mine, eu sunt Sasha. Eu sunt Sasha. Până așa, până și la premier am auzit din asta. până și doamna Dragălin, care nici n-am știut că este la premier, am văzut un reportaj că zicea, eu sunt Sasha, tatăl meu a fost Sasha, je suis Sasha, toți fiu Sasha. Aș vrea să formulez o mică critică la film. Vitalic scuză-mă hmm. că zic așa, Da, am un vecin care așa îi spune, nu o să mă crezi, dar ai pus întrebarea cea mai dureroasă pentru mine vor să devin actori, dar n-au fost în viața lor la teatru, nu îmi pot permite luxul să filme și eu ceva adică pentru mine trebuie să fie ceva care să mă umple, să mă doară să am ceva de spus Bine v-am găsit, prieteni, la podcastul nostru Cultura la Frontieră, o emisiune prin care încercăm să punem în valoare oamenii noștri de cultură, artiștii, scriitorii, actorii, regizorii, pictorii și așa mai departe, și să le punem în evidență efortul lor creator, chinul care stă în spatele unui produs artistic valoros. Astăzi l-avem ca invitat pe Anatol Durbală, un cunoscut om de teatru, actor, regizor, Uh, profesor de artă actorului, uh, realizator TV, îndrăgit de publicul larg. Uh, vom discuta astăzi cu el despre o recentă producție cinematografică uh, a cărei regie o semnează Anatol Dorbală. Salut Anatol și mă bucur să te văd în studioul nostru. Bună ziua, salut Vitale, mulțumesc, e o onoare pentru mine că m-ai invitat vom discuta despre Varvara, filmul care face valuri, face ravagii, pot să spun. Sunt multe ecouri deja în presă. E un buluc, pot să spun, o aglomerare de de public la proiecțiile Varvarei, nu se prea găsesc bilete, am constatat și asta e un semn bun, înseamnă că cercurile concentrice ale faimei încep să-și facă efectul. Vreau să te întreb pentru început, cum ai ajuns la ideea acestui film? Cum s-a copt conceptul? Varvare. Da, este o întrebare care mi este pusă des și mi este simplu să răspund pentru că mai rar mi se întâmplă mie așa cum s-a întâmplat în acest caz. Am avut un punct foarte clar de pornire, adică exact. S-a întâmplat într-o noapte, între 23 noaptea, noi oamenii de teatru și nu doar suntem mai așa, mai nocturni, așa, mai bufnițe, am dat peste o fotografie, o poză pe Facebook, dacă nu greșesc care pur și simplu în toată râul ăsta, sau cum să zic eu, linia asta care curge, m-am oprit la ea. Întâi mi s-a părut o făcătură, după care m-am uitat atent, avea peste 6.000 de comentarii, poza aia. Uh, am citit, cred că vreo sută, cât am, două, cam o oră cât am citit comentariile. un foarte multe limbi, era și română și rusă și limbi care eu nu le înțeleg și uh, engleză și așa. Era o poză cu, cu un cad, practic am un cadru, un film la final cu poza asta. Era vorba de o icoană într-o biserică cu o țavă în, drept în față. Iată, ca să zic așa, direct lucrurilor să răspund pe nume. Și pe mine m-a oprit, așa zic, domnule, pe toate le înțeleg. Dar cum așa zic? omul ăla care, bun, o fi avut un ordin, o fi a fost un proiect acolo, nici nu știu de ce erau țările alea, o fi, înțeleg, toate pot să le înțeleg, dar încercam să mă pun în pielea omului care, care a trebuit să facă gaura aia și zic, dar, dar nu i s-a părut așa, cumva, n-a, vrut să o facă mai într-un colț, n-a încercat. N-a avut o tresărire. Da, cumva. Și, bun, m-am gândit că zic, cine știe unde o fi făcută poza asta? Zic, undeva, peste mări și țări. Culmea, am investigat, chiar în noaptea am vorbit cu Sergiu cu junior, care a și fost producătorul filmului, el mi-a răspuns, culmea la telefon, el știe că la așa o oră eu nu sunt cu fleacuri, deci a apărut o idee, lucru rar, vorba lui Busuioc, să o auzim. Și uh, am descoperit că poza e făcută în Biserica Batiștei, din chiar centrul Rom uh, Bucureștiului, în, în aripa dreaptă, așa, Teatrul Național uh, Ion Luca Caragiale. Am fost acolo, uh, lucrurile deja erau de mult uh, estompate, așa, dar oricum era un carton de un carton pe care era pictat așa, cu uh, cumva să se acopere, să dea impresia că e tot întreg acolo. Și atunci și mai tare m-am aprins și pur și simplu am început să-mi pun întrebări. Am, nu, nu mă puteam liniști și am văzut în asta, pentru mine atent, mi s-a părut o metaforă frumoasă asta, vizuală, în primul rând pentru film, un lucru care uh, poți să-l spui prin imagine mai bine decât prin cuvinte, ori asta, după părerea mea ar trebui să se întâmple în film, că e în primul rând imagine și după aia radio și așa mai departe, eu artă, artă, artă specifică și încet, încet am început să mă gândesc la asta nu știu cum scriu alții, eu de regulă adun în mine, adun, adun, adun adun, 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 nu îmi scriu o frază și o las și apoi mai recitesc, până am, am, am turnat 104 pagini, cred că în două săptămâni, din, din toată învălmășeala asta. Bun, au urmat cizelări, drafturi peste drafturi, curățiri, textul a ajuns la 61 de pagini până la urmă, textul scenariului, zic. Și iată așa a pornit acest lucru și am dat la o parte alte idei, că aveam altele, chiar ne gândeam la o altă idee care era iată, iată să, să procedem, să o realizăm pe aia, dar am lăsat tot la o parte și ne-am ocupat de asta când ni s-a părut uh, și mie și uh, oamenilor din jurul meu, pe cei care, pentru că filmul totuși la film lucrează o echipă și o echipă mare de oameni, Evident. este important să-i molipsești, să-i să infectezi, nu știu cum zic în sensul frumos, cu o idee. Contaminezi, să zicem. Contaminezi, de, asta e cuvântul da. potrivit. se mă nervează, eu și eu actor, eu aș uși de toți acolo. Duceți-vă, vă rog, din ochii omului. Nu filmăm nimic, liniște totală pe platou. Toți s-au așezat la loc și așteaptă până actorul să zică sunt gata. Liniște totală pe platou! Nu se mișcă nimeni! Tudor, ai tot timpul de pe lume. Vrei să stai o oră așa? Că ai să fii gata să-mi spui. Tudor, Țurcan sau personajul Sasha, jucat de el, transmite, iată, inocența și puritatea credinței, pe care nu mai prea găsim, cum s-a văzut foarte bine în film, nici măcar în lăcașurile bisericești. E sigur, nu facem o generalizare, dar știm foarte bine în contextul în care, cum este folosită biserica, apropo, în lupta asta politică și geopolitică la noi, din păcate. Și, e, iar problema credinței se pune cu acuitate. Și te întreb, priveam și eu filmul și mă întrebam, mai sunt oameni de felul lui Sasha, adică care să, chiar să creadă în cuvântul lui Dumnezeu, chiar să ia în serios e, doctrina creștină, e, pentru că Conflictul este izbitor între ceea ce crede el, valorile morale pe care le întruchipează și, hai să zic, relativismul în care se scaldă protipendada asta, nu mai zic cea politică, economică, dar și cea bisericească. Nu o să mă crezi, dar ai pus întrebarea cea mai dureroasă pentru mine. M-a chinuit, înainte de a scrie, m-a chinuit în timpul filmărilor și mă chinuie și după premieră. Dar oare mai există așa oameni ca el? Dar oare nu este el un personaj artificial, un personaj idealizat, unul inventat. Nu trebuie să generalizăm, într-adevăr sunt oameni și oameni și culmea a fost că acei care au citit scenariul chiar în faza inițială, din echipă, când participam la filmări, când chiar și compozitorul Pavel, care a scris muzica, s-a -a alăturat la etapa finală, să zicem, la postproducție, toți au spus, asta e despre mine, eu sunt Sasha eu sunt Sasha. Până așa, până și la premier am auzit din asta. până și doamna Dragălin, care nici n-am știut că este la premier, am văzut un reportaj că zicea eu sunt Sasha, tatăl meu a fost Sasha, just Sașa, Sasha, și e Sasha. Da, adică culmea, toți s-au uh, regăsit în personajul ăsta și probabil că este. Dar despre doctrină și despre credință, nu știu cum ai perceput tu filmul. Eu, de fapt, nu mi-am propus în general să vorbesc despre doctrine, despre credință, cuvântul lui Dumnezeu. Uh, mi se pare destul de clar cel puțin în începutul, când intră el, în, când nimerește în această biserică, el pune întrebarea simplu. unde e stăpânul? Da, Noi da. spunem la proprietar stăpân aici în Basarabia, în sens, cum se face când faci reparații în apartament? Așa. Hai, unde? Unde se fac gaura? El se uita la pereți, nu la icoane. El se uita la calorifere, la... Deci n-a avut nicio treabă. Dacă poate ai observat, niciodată măcar nu și-a făcut semnul crucii niciodată da. în tot filmul, exact. deci el nu este un om bisericos să spunem așa nu este un om religios, nu este unul care merge în fiecare duminică la biserică sau care face parte dintr-o sectă sau dintr-o mișcare care sunt cumva știi mai, mai, da, să mai manifestă militați. mai activ mai, da, da. Da. Uh -huh. nu este un om foarte simplu care a nimerit la acest obiect și pentru mine asta era foarte important și chiar în momentul ăsta când el că mulți mă întrebau, băi, cum, cum, el nu chiar nu vede icoana aia, nu e problema că nu o vede, o vede dar nu o conștientizează cum facem noi de obicei? El era gata, gata, să. Și în ultimul moment, stai, domnule, dar eu. eu Totuși, ce fac eu? Eu da, cum da. ce să o distrug? Adică, nu am vrut să aduc un om uh, uh, bisericos și un om religios. Și dacă m-ar întreba cineva despre ce filmul, iată ar fi despre. Uh, nu despre faptul nașterii lui, nu știu, acestei credințe în el. Pentru că el o avea. Și pentru mine, Dumnezeu, sau când zic Dumnezeu, nu, nu mă refer neapărat la religie, dar nu știu cum să zic, trebuie să avem ceva sfânt, ceva, Sigur. Un cer niște repere noastră. morale, niște repere, nu știu, niște principii după care să existăm, că nu suntem animale. Aș vrea să formulez o mică critică la film. Te rog. Uh... Am fost un pic, totuși, contrariat de numele personajelor și așa. văd că ele se tot regăsesc. La Carbon avem serioja Sașa, aici, cam tot așa, aceste nume, se vorbește cumva accentuat moldovenește, Anatol, nu știu. Mie mi se pare că, cumva, suntem într-o prejudecată pe care o perpetuăm cu de la sine putere, dintr-o iluzie, din, poate dintr-o. Înțelegere greșită a realității Totuși, de 30 de ani, de zile A mai evoluat mediul ăsta al nostru basarabean Se vorbește mai bine românește, corect românește Și personajul ăsta rostește la un, la un moment dat Cuvântul absolut Acest termen absolut parcă este românesc Nu este moldovenesc Da. Adică, nu știu de ce mi au zis mai mult de acest insist, absolut să-l schimb Mai insistați Nu E bine că l-ai lăsat De ce mai insistați voi să zic așa cineaștei noștri pe aceste moldovenisme? Tare, este, da, este o întrebare o bună întrebare și e o polemică aici și atunci când mi-o pui, întrebarea asta sufletul meu se împarte în două într-o parte pe care susțin întru totul și înțeleg și mi-a culpa și subscriu pentru că sunt și eu un om care chiar acum veneam la interviu și am auzit aceste înjurături în stradă pe care le, le aud mereu și înțeleg că port o vină prin faptul că, nu știu dacă nu le sporesc, cel puțin le mențin prin chestia asta. Și am și latura a doua, că existând în acest mediu, în primul rând, Sasha, Alexandru, asta e un fel de a spune Sasha, este Sandu, nu este da. un nume, este un nume care se mai, și până astăzi eu cunosc copii cu numele Alexandra, Alexandru, foarte mulți care se nașpa. E că le spun Sandy, în maniera mm -hmm. așa englezească. Deja. Sau Alex. Da, Alex, auzi. Da. da. Dar uh, totuși este vorba de oameni, iată, numele astea, Iura, Tolea, Vitalic, scuză-mă mm -hmm. că zic așa da, am un vecin care așa îi spune sau Vadim uh, iată niște nume care au încă rămășițe din zona aia și oamenii deja nu mai, deja nu mai fac parte a acelui timp, dar încă mai poartă acest nume. Eu de exemplu cu numele meu, totdeauna nu o să mă crezi, dar chiar în cercul meu apropiat am cu socrii mei care nu știu să-mi zică Anatol sau să-mi zică Tolea socrul meu când îi mai așa mai îmi zice Tolea când îi mai așa pe de altă parte și în România este Colea Răutul, iată și sună bine Colea, nu Nicolae da, Știi? Bun, e de... Eu vreau să spun că eu am făcut un. am mers și am scris cerere și am schimbat numele meu din Anatolie în Anatolie. Asta a fost efortul meu conștient și din Durba la, ca așa era rusește, am insistat să-mi pună căciulița aia și a fost un proces întreg, cerere, schimbare de toate actele și așa mai departe, pentru că am vrut să port un nume cel puțin pronunțat corect. Uh, iar despre limbaj propriu zis înțelegi, noi trăim această dramă aici chiar și în teatru, bineînțeles că noi trebuie să vorbim uh, bine românești, dacă nu vorbim noi actorii dacă nu la teatru, dacă nu atunci când deschizi o carte, păi unde Dumnezeu ai perfectă dreptate și eu cu ambele mâini votez, dar înțelegi în special filmul am observat care atât de tare e atât de important să convingi prin această imagine care oricum este construită artificial, este o convenție, filmul este o totală convenție. În realitate, când privești un film, se întâmplă numai una. 400 de oameni șed pe scaune și privesc la o pânză albă. Asta e realitatea. Tot restul este o convenție și este foarte greu în convenția asta să convingi. Și oricum nu este nici asta o scuză, sunt de acord. Pentru că, de exemplu, când privesc Harap Alb, un film românesc, mă obișnuiesc atât de bine cu vorbirea asta corectă, normală, că Devine totul credibil, nu zici bă, ei nu știu cum vorbesc, că e așa prea sofisticat artificial. Sau... artificial. Mm. Și aici probabil că, nu că probabil, dar cu certitudine trebuie să facem pași în direcția asta, dacă mai puneam în cârcă ca un instalator de gaze de la noi să vorbească foarte bine, eu și așa am probleme cu acest Vadim, că mulți îmi spun că vorbirea asta lui mai românească, așa ori eu, mi-am propus managerii ăștia care sunt deja spilcuiți în România, la Iași la noi deja avem o castă întreagă și în politică, să nu-i numim câți deja, deja de altă natură, care sunt deja, da, cu tot acolo rămași. Că uitați-vă, am avut un premier, Iurie Leancă, Iurie. Da, Asta e, da. ce să faci, așa sunt numele. Deci este această perioadă de tranziție și eu intenționat am ales aceste nume de oarecum așa, nu Ion, da. Vasile și nu știu, Haralampie. Da, sunt recognoscibele, clar, exact. știm de unde așa vin că, și... Așa că accept această critică și o bun... îi dau dreptate în mare parte. Personajul principal este angajat unei companii de gaze, da, numită Mold gaz energo. Este o invenție. Este o invenție, da. da. Eu mă gândeam, ați făcut-o intenționat, n-ați avut probleme cu Moldova gaz sau eu nu. știu. Eu am făcut-o intenționat pentru că n-am vrut să leg, n-am putut să dau o denumire reală Cineu gaz sau Moldova gaz, pentru că filmul -ar fi, ar fi, dus într-o zonă documentară, așa, ori nu doream deloc asta. Filmul nu-i făcut ca să neapărat să critique sau să arate cu degetul sau, din potrivă, să laude activitatea da. unui companie concrete. În plus, azi e așa, mâine o fi altfel era important să fie la gaze pentru că trebuia să se întâmple acest conflict, nu puteam să, să duc un medic acolo. Deci, probabil că dacă mă gândeam bine, poate că duceam și un medic dacă se simțea nu bine preotul și venea, dar era alt, era alt film. Uh, nu, am inventat această denumire, mod gaze energo și uh, deoarece a durat cam 5 ani jumătate de la idee și până la proiecția de la premieră, uh, deja văzând că se schimbă lucrurile, mi-am făcut griji. M-am gândit să nu apar așa o organizație, pentru că ele apar, să schimbă Electro, nu știu ce, da, și se, Da, da, și zic să-i dea da. cuiva în cap această denumire ca să iasă că eu am ales o, o, o organizație concretă. Tot așa cum am pățit cu numele Vadim, apropo, dacă tot vorbim de nume. Când am scris eu scenariul, domnul Vadim Ceban, care acum este la. știm că este șef la așa, compania put. asta, nu era în post. Nu era în post, eu am intenționat, am luat acest nume, Vadim, nici, cum am zis, da, nici da. rusesc, nici încă așa, știi? Și când a, când a fost numit în post, primul lucru la care m-am gândit, Dumnezeu, la premier o să creadă că eu special am pus numele ăsta ca să fac o aluzie așa cuiva, nu, 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 nu. nu. Mai ales că personajul da. apare într-o lumină de loc, Da, mai ales că, da, da personajul. Data. Da? Și nu, deci toate aceste denumiri intenționat le-am le inventat pentru că e un film de ficțiune și subiectul este total inventat. Dacă la cine lume minunată, primul meu lung metraj care a fost făcut pe, bazat pe evenimentele de la 7 aprilie 2009, acolo m-am documentat și este, deci, este inspirat total din realitate. Acolo sunt niște lucruri atât de grave care nu mi-ar fi dat în cap, fantezia mea n-ar fi ajuns până acolo, dar am aflat de la, de la cei care au trecut prin asta ce grozăvii s-a întâmplat. Păi aici, din potrivă, este o situație total inventată, adică pe mine m-a atras artistic vorbind, iată să. Dar chiar și această imagine, o țeavă metalică da, de da. gaz într-un sfânt, într poți să o iești, da. metaforic. Uite, industria, banul, avuția, în drept, în, în ceea ce înseamnă suflet, spirit, iată, asta mi-aș fi dorit să se ridice mult deasupra tuturor celorlalte corupții și tot restul. Nu prea reușește, poate, dar asta mi-am mi dorit. Filmul este tulburător. Eu mărturisesc că am ieșit de acolo emoționat. Am avut nevoie de câteva clipe să-mi regăsesc respirația. S-a aplaudat la final, la proiecția la care am asistat și eu. Și imaginea asta de final pe care îi invit iarăși din nou pe spectatori să, să vadă filmul și să-și dea seama, e, e absolut răscolitoare. Ce aș mai vrea să remarc, suspansul. Reușești foarte bine acolo, reușiți voi, întreaga echipă de creație, să folosiți acest mijloc de, de a incita spectatorul de a-l pune să se gândească de a-și construi el în continuare finalul unei scene. E unul din mijloacele reușite da, așa și-am vrut, este un film cu final deschis, cunoaștem, sunt mai multe, nu, nu, nu că clișee, dar nu știu cum, metode de a încheia un film. Este renumitul happy end, când totul se termină cu bine, este sfârșitul dramatic când eroul moare și este așa zisul final deschis, când, când, când toate ușile sunt larg deschise și spectatorul nu are decât să-și, construiască în cap uh, finalul său și să creadă, fetița s-a făcut bine sunt sigur, cineva zice, băi, sigur s-a făcut pentru că sfânta, pentru că nu știu ce pentru că el un om curat, cineva zice e, și l-a dat afară, gata, iată vezi, dar ce eu trebuit lui asta, și mie așa am intenționat și așa vreau în general îmi place când uh, să doar, știi cum, să aprind o torță nu da. să dau, iată, să, să, să lasă lumea să juge lasă să aleagă, fiecare cum vrea eu nu sunt cel care să dau răspunsuri, eu, sunt, eu vreau doar să pun întrebări Asta. Da, da. Eu cred că poate vei fi de acord cu mine, asistăm la, la un reveriment la o relansare a cinematografiei noi din Republica Moldova, iată pe, și pe urmele noului Val Românesc, din cinematografia de peste Prut. Ai pomenit de Celumei minunat filmul tău de, nu știu, debut. de debut, despre evenimentele din 7 aprilie, iarăși bine, bine realizat și acum a, a doua a, operă de acest fel. A, mă gândesc și vreau să te întreb, a, e o distanță atât de mare între filmul care se face astăzi și ceea ce ne propunea și realiza atât de strălucit Emil Loteanu, Bunoar, sau producții după novelele lui Druță. E o distanță foarte mare, cred eu. e o distanță nu doar în ani și nu doar în calitate, pentru că filmul, chiar dacă ne-am imaginat că Emil Loteanu era în viață și mai filma și azi, sunt sigur că filma altfel și altceva. Uh, nu din cauza că și-ar fi trădat uh, principiile lui artistice, ci tocmai că și le-ar urma cu fidelitate și ar, ar simți poate ca nimeni altul Pulsul timpului și ce se întâmplă afară, ori o operă de artă tot, tot timpul, eu sunt convins că asta trebuie să fie despre azi, chiar dacă e istorică, chiar dacă vorbim de. Hamlet trebuie să fie despre azi. Nu poți să faci așa, Shakespeare, așa. nu interesează pe nimeni ce a făcut un prinț 400 de ani în urmă și nu doar un prinț, un oarecare om. Și s-a rupt firul, a fost o groapă, practic, fără realizări cinematografice sau extrem de. Nu știu, așa, întâmplătoare, sporadice. Un deceniu, dacă nu mai mult. Mai mult, mai mult de da. un deceniu. Și asta a distrus. Nu, deci, nu doar faptul că nu au mai ieșit filme, au distrus sorți omenești, au, au impus specialiști, pentru că în film sunt specialiști zeci de specialități, că e nu numai regizori, e și oameni de la Sigur. Sunet și oameni de la. Wow, 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 wow. Toți oamenii ăștia și-au cătat treabă în altă parte, nu știu, s-au ocupat cu afacere, au vândut la piață, au plecat în altă țară și s-a pierdut. Acum să nu vorbesc de ei, că nu cunosc, dar vorbesc de actori că tot este această pretenție că actorii noștri sunt teatrali, aud foarte des regizorii, eu m-am filmat și ca actor de multe ori și aud așa cu coada ori. nu juca nimic, nu juca nimic, fii tu, fii tu, bine asta e o altă chestie, eu dacă aș ști cine sunt eu sau dacă m-aș cunoaște bine așa de bine, poate m-ar ajuta, dar nu mă ajută această obiecție și ziceam, actorii sunt teatrali, de ce sunt teatrali? Pentru că iată, nu a fost atunci când era un flux continuu, când tot era un proces, chiar dacă era în cădere artistică sau nu știu cum, sau era plin de propagandă, dar din punct de vedere tehnic, el se realiza și actorii învățau unul de la altul, asta, acea, practica bate gramatica prinzi, eu nu știu, să te filmezi nu știu, cu Victor Ciutac, de exemplu în cinci filme, cred că trebuie să fii lemn ca să nu obișnuiești și tu niște niște momentele cum să simți camera, cum să să vii în punctul potrivit, cum să nu exagerezi pentru că e altă tehnică, în teatru ca să ca să-i faci cuiva din ochi, trebuie să faci așa să observi omul din rândul 14, că tu -ai făcut din ochi ori în film, dacă faci așa, ieși din cadru Adică o, ridicare așa de sprânceană la, la groplan înseamnă începutul războiului. Și asta s-a pierdut și bineînțeles că actorii au rămas acolo. Și iată această, această prăpastie și a spus iar vremurile, evenimentele din potrivă au luat o lagoană. Deci nu a fost și e și firesc că groapa asta nu putea apărea într-o perioadă liniștită, de ta și s-a creat. Deci timpul, evenimentele, ce se întâmplă cu noi au explodat iar noi, artistic vorbind, în arta cinematografică, am fost lipsiți, pur și simplu lipsiți de posibilitatea de a, de a ne spune cuvântul. Mă gândesc cu groază câte, câți oameni talentați, câți regizori mari care, care i-au -au măcinate, câte țigări au fost fumate, câte nopți nedormite, că nu n au posibilitatea să-și spună crezul. Nu pentru că nu, nu, pot, nu pentru că nu imagină, dar n-au posibilitatea asta. Și asta, bineînțeles, că a fost, e o dramă și faptul că acum Parcă, parcă, într-adevăr, eu vorbesc cu asta cu mare atenție și precauție, nu vreau să mă grăbesc, să zic gata, putem vorbi de renașterea cinematografiei naționale, dar fapt, argument cert este că lucrurile au început să se miște în, această, în acest domeniu, domeniu și nu numai carbon și nu numai varvara, sunt dovadă, sunt... Multe alte filme, unele care urmează abia să apară, unele care se toarnă în momentul dat, am început să văd pur și simplu mai des prin Chișinău locuri în care se filmează, se filmează un film, se filmează ceva, nu doar publicitate. Da, ne gândim și la Igor Kobilianschi, Igor Kobilianschi, care, da, care activează la București, București. știm că e foarte... Ce să vorbim, uh, da, conectat da, la la realitate. Da, da e, cum ai spus și tu, evenimentele au luat o razna, atunci aveam un cinematograf preponderent poetic, cumva da, istoricist. Da, da. Uh, mă gândesc și la Vlad Ioviță cu Dimitrie Cantemir. Dar îl -avea. aveam, îl aveam, dar era, da. Și după asta prăpastea care s-a întins uh, în anii 90, patul lui Procust, uh, realizat de Sergiu Prodan, așa și după asta un imens vid. Da. Te mai gândești la niște proiecte cinematografice? Of, de fiecare dată când mă aflu în procesul filmărilor și mai ales când văd ce iese, eu -am, nu mi-ajunge forță să ridic capul, să mă uit la ecran, că tot știi cum ca o carte. E cum, când o închizi, imediat în secundă aia zici că trebuia, trebuia, acolo, trebuia altfel, acolo trebuia să fi spus așa. Și tot timpul îmi zic că nu, gata, nu, asta e ultima, dar e, iată așa am zis după celul -mi minunat și l-am făcut pe asta. Și mă tem că nu o să mă liniștesc aici, nu știu, încă nu știu, dar uh, numai atunci când uh, e o artă prea scumpă și când zic prea scumpă, nu doar financiar, dar uh, iată mie, eu de la premiera, la celălalt minunată și până la premiera asta au trecut aproape 9 ani. Nu, chiar 9 ani și un pic. Deci un film la 9 ani. Câte perioade de 9 ani mai am eu în viața mea? Sau chiar dacă îl, îl înjumătățesc și atunci nu-mi pot permite luxul să filme și eu ceva. Adică pentru mine trebuie să fie ceva care să mă umple, să mă, să mă doară, să am ceva de spus, pentru mine asta e foarte important, că dacă nu, doar de dragul, așa, de a face și eu un film sau o istorie interesantă, hai să facem un film, așa nu o să fac sigur. Filmul Varvara e și un bun stimulent pentru tinerii actori. Iată, tu lucrezi cu actorii în, la AmTAP, ai discipoli, e o muncă grea, e o muncă epuizantă, dar în același timp și foarte tentantă. Adică, să ajungi pe ecran la un moment dat să ieși din sala de spectacole și să te vadă mii de oameni. Ce crezi? Putem spera că asemenea filme vor aduce tineri, tineri actori mai mult entuziasm? Vai de mine, nici nu-i cazul să sperăm, pentru că așa și este. Igor Babiac este un exemplu, că, care l-am filmat în Cerul Minunată, care era, la, anul, era abia ieșit din facultate sau nici nu, nici, nu, nici nu, absolvise. Și mulți alți tineri sunt abordați în filme care încă poate n-au ajuns la, la ecran, dar asta este firesc, mai ales că ei sunt foarte dornici de asta. De fiecare dată când iau o clasă nouă, am, am, sau am, am, am dornici care n-au fost la teatru. Deci vor să devină actori, dar n-au fost în viața lor la teatru. Îți imaginezi că se întâmplă și așa ceva. În schimb, toți au văzut film și toți vor să se filmeze în seriale, în cutare, în cutare, așa că nu cred că există un actor care o să zică nu, eu nu vreau să mă filmez. Și este, eu sunt absolut convins că ei vor fi luați în film pentru că fără un tânăr, ori în film nu machezi, nu pui tu peruci și nu știu ce, sau din potrivă. Să știi că dintr-un tânăr să un bătrân e mai simplu decât un bătrân un tânăr. Dintr-un bătrân un tânăr aproape da. este imposibil. Așa că, din toate punctele de vedere, sunt sigur că tinerii vor fi invitați, inclusiv studenții mei. I-aș fi luat și eu. ata am anul 2 și numai pe ei mei, dacă s-ar fi potrivit vârstei personajelor mele, dar nu s-au potrivit. Adică nu am zis, nu iau pentru că ei sunt tineri și nu vreau tineri. Da, tentația e mare, dar aici e vorba și de o industrie cinematografică, noi suntem într-o situație economică destul de precară, investiții poate se vor face de acum încolo, eu știu, premii internaționale, investitori vor veni din străinătate, dar ce face statul? Ai impresia că acest centru național de cinematografie a demarat? Sunt oameni profesioniști care fac treabă bună, ne putem pune speranțe? Eu nu cunosc chiar atât de bine de desubturile funcționării Centrului Național al Cinematografiei, dar mi se pare evident că sunt rezultate, și faptul că statul a dat acești, nu mai știu, 6 milioane sau 7 milioane de lei cât să, dau pentru cinematografie pe un an, sunt bani minuscul, mizeri pentru o producție cinematografică, dar totuși sunt bani și uitați-vă ce rezultat. Au apărut tineri care au idei și care vin și încearcă, participă la concurs. Chiar dacă nu câștigă la aceste piciuri, la aceste concursuri de scenarii, asta este tot o experiență, au ce fac alții, s-a pornit o mișcare întreagă, ăla a făcut ăla, ăla, învață unul de la altul. Iată, vin specialiști din, din alte țări care deja sunt în jurul aceste piciuri, care îi îndrumă, care se fac workshop-uri și asta tot, în mare măsură, mulțumită CNC-ului, adică statului. Unica ar fi bine ca suma asta să fie mai mare și. Este strict necesar un fond al cinematografiei. Există o lege a cinematografiei și domnul ministru Prodan, astăzi ministru, știu că domnul Prodan a promovat-o și a luptat pentru această lege, care ea să fie în sfârșit votată foarte mult și ea a fost votată, dar ea necesită schimbată, adoptată, da. ajustată da. pentru că realitățile a realităților, și nu a realităților, da? Uh -huh. Adică sunt foarte multe lucruri de făcut, dar în mod cert uh, um, s-a făcut un pas și acest pas, uitați-vă, deja ce roade dă ce știi despre participările internaționale ale filmului Varvara aici să vorbim mai un piculeț mai larg, eu tare mi-aș dori ca filmul să fie văzut, eu ca regizor de asta l-am făcut, să fie criticat să fie lăudat, să, să, dar să fie văzut că pentru asta a fost făcut și ar fi extraordinar să ajungă măcar la noi, în raioane, în sate să fie văzut de oameni ori noi, vorbeai de industrie, e de vreme să vorbim de industrie, sau vorba lui carajare e minunată, excepțională, doar că lipsește cu desăvârșire. Încă e de vreme să vorbim de o industrie ca atare. Rețeaua de distribuire, a fi distribuția, a fi, sau cum să zic eu, asta este foarte important. Cea mai grea întrebare pentru mine, ai făcut un film cu atâta chin, cu atâta, ce faci cu el? Ce faci cu el? Unde? Ce te duci cu un cerșaf sub soare să-l legi între doi copaci și-l arăți în drum undeva? Pentru că cinematografie nu sunt, pentru că asta nu este, benzină, timp, nu există așa meserie ca distribuitor, asta e meserie aparte care știe să, să, să răspundă și bineînțeles că îmi doresc să participe la festivaluri internaționale și sunt sigur că producătorii vor aplica, știu că au aplicat deja la niște festivaluri, să vedem care va fi reacția nu știu la ce să mă aștept, subiectul ăsta care atinge religia, știu că nu este unul foarte, cum să zic eu așa, apetisant pentru, pentru festivaluri, dar doar acolo sunt și alte lucruri, nu doar asta, și sperăm să fie selectat la, la, la vreunul din festivaluri, adică piedica nu va fi din partea noastră, că noi nu ne dorim cu toate că și aceste și aceste aplicații, când aplicăm la un festival toți cheltuie bani, pentru că este o taxă de participare, Sigur. pentru că uh -huh. sunt acte, sunt chestii, necesită un efort și iarăși necesită bani, timp și slavă Domnului că este Sergiu Kumatrienko, producătorul filmului care probabil că este unul din cel, cei mai buni producători de aici sau cel mai la locul lui, cel care știe mai bine ca alții cum se întâmplă lucrurile în domeniul ăsta și eu stau calm și liniștit sub e bagheta lui, să zicem, la capitolul ăsta. Teatrul Național Mihai Menescu din Chișinău, unde ești de altfel și a angajat și da. joci în multe spectacole, are deja experiența asta, cum bine o cunoaștem, de plasări în teritoriu. a da. uh, afacerea domnului Macabeț, nu? Un film da, și de și dosarele acum a în, acest sunt... turneu al memoriei, s-a jucat ieri la Cimișlia, la altă la Edineț, se joacă, la Ungheni s-a jucat. E, e minunat că se întâmplă lucrul ăsta. Adică sunt, sunt uh, niște exemple uh, elocvente a ceea ce înseamnă cultura astăzi. Rolul, impactul culturii uh, în mijlocul populației, nu? Pentru ideea de schimbare, pentru ideea de modernizare, Sigur. Uh, reformă și așa mai departe. Mulți se întreabă la ce bun scriitor, ce neaște, actori în vremuri primejdioase. Asta este cea mai meschină idee, cel mai prost gând care poate fi iertat în expresie. Uh, nu știu, nu înțeleg poți să dai miliarde oamenilor care scuipă coși de semințe în stradă și vorbesc numai cu pii, și în cinci limbi odată și nici una bine, ce să fac ei cu banii ăștia e absurd, nu educația și cultura din toată sărăcia noastră trebuie să înțelegem că asta este primordial, cel mai important un om educat un om cult, deja este o avuție acestei țări, pentru că dacă vrei să știe foarte bine că ne țin săraci săraci și proști, prostiți așa, ca să ne poată ușor mânui, dirigui și da, îndrepta da. unde vor ei cei cu interese. Ori noi, ca națiune, n-ar trebui să fim așa, ar trebui să... Și de aceea aceste investiții, da, e adevărat, nu este o investiție când a cumperi salam sau ai o cafea sau ți-ai cumpărat un obiect, așa preferăm noi, dar este o investiție mult mai adâncă, profundă și pe, 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 pe lungă durată. Da, investiția în spirit, investiția în și cultură. Și cu filmul trebuie de mers, cu filmele cu toate, trebuie de mers la țară. Nu știu cum să zic, eu am devenit actor mulțumită faptului că l-am văzut pe Grigore Vieru în, în, clasa mea de limbă și literatură moldovenească pe atunci. Că l-am văzut pe Iuri Iacovlev, un mare actor, era un sovietic, care a venit la strășeni la Strășeni, eu povestesc ca și nu mă crede, Iuri Iacovlev cu un grup de actori de la Teatru Vachtangov au ținut un spectacol, un, o întâlnire cu spectatorul la Strășeni și mama m-a luat, eu aveam cred că 11 ani și l-am văzut și am stat așa cu gura căscat și am zis vreau și eu vreau și eu, asta este important să se întâmple câți tineri ne plângem cu nu avem, că nu avem actori, dar de unde să vad sunt oameni care nu au posibilitatea să vină la cinematograf în Chișinău, nu au bani ea poate așa de mulți să-i dea aici de ce să nu mergem, să, să trebuie să ne gândim la asta, trebuie să facem o, re o rețea de cinematografie trebuie să construim o rețea de distribuire ca să fie una, un drum bătătorit, clar, mm -hmm. limpede, nu fiecare producător să, să, să de la Adam și Eva să înceapă și să nască din nou acest drum prin chin, prin facere, prin, 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 prin înjurături și prin, prin prin păr sur, sau nu știu cum să zic, cu păr gri pe cap. Păi, mi se pare principala calitatea a filmului Varvara este autenticitatea și energia asta enormă care se simte, o emană ecranul, actorii joacă foarte credibil, autentic, firesc, situațiile sunt dramatice, sunt bine alese, montajul este profesionist făcut, adică e o cumulare fericită de factori, vreau să spun factor artistic, factorul tehnic și sigur, filmul poate fi comentat în fel și echip, unii vor zice că poate mesajul Anticorupție uneori e cumva prea evident, că ar trebui să dăm ce spectatorului mur în gură, dar partea artistică reușește să salveze întregul și pe ansamblu, concluzia este foarte bună. Mulțumesc! Cel puțin mi-am propus să fac un film despre, despre lucrurile astea. Și dacă acolo unde n-am reușit n-am reușit și nu vreau acum să mă scuz, sunt multe motive. Eu mă, mă conduc după principiul mai bine fă și regretă decât să regreți că n-ai făcut. Exact. Anatol, a fost o plăcere să vorbim astăzi despre filmul Varvara, să te cunoaștem atât și în această ipostază pentru spectatorii noștri. Un dialog dens, sper să fie urmărit și apreciat de spectatori. Îți mulțumesc mult pentru prezență, și pentru eu pasiunea cu, eu. cu care ai vorbit și pe dumneavoastră, dragi prieteni, vă invit să în primul rând să vedeți filmul Varvara. El se difuzează în cinematografele din Chișinău. Sper foarte mult să ajungă și în teritoriu, în raioane, să treacă și prutu, să să-l vedem și la festivaluri internaționale pentru că e un limbaj universal care vorbește despre drama umană, despre felul cum înfruntăm niște împrejurări dramatice, ostile pentru a ne firma Eu un nostru autentic și adevărat. Vă mulțumesc. Urmăriți-ne în continuare edițiile podcastului nostru Cultura la Frontieră și abonați-vă în așa fel ca să ne putem regăsi mai ușor. Toate bune!